Bună ziua, dragilor, sunt Bianca Comănici și mă bucur să ne vedem la Culisele Iubirii. Invitata mea de astăzi este Ambra, cu care am luat legătura prin Skype, pentru că ea în acest moment este acasă la părinți. Bună, Ambra, ce faci? Bună, Bianca, foarte bine. Voi ce faceți? Cum sunteți? Noi suntem bine. Noi am venit pe la București. Sincer, până acum n-am mai avut drum la București, dar cine știe, poate ne vedem și față în față. Bun, bun. Noi te așteptăm aici, să știi, ești invitată oricând. Mulțumesc frumos. Pentru că vrem să știm acum ce ai făcut de când ai ieșit din casa iubirii. Eu am revenit la viața mea, așa cum a fost și înainte de misiune, familie, prieteni, job, facultate, este totul exact la fel. Să înțelegem că ți-ai reluat activitățile. Exact, exact. Ar vrea să știu care este cel mai important lucru pe care l-ai învățat în casa iubirii. Cel mai important lucru? Să am mai multă încredere în mine, în primul rând, și, nu știu, m-am schimbat eu ca persoană. Acum spun exact ceea ce gândesc, că e de bine, că e de rău, nu mă fofilesc, să zic, pe la spate, am învățat să fiu mai directă și contează lucrul ăsta pentru mine. Te-ai mai uitat așa un pic la emisiune? Da, când am mai avut timp m-am mai uitat și plus TikTok, secvențe. Da. Aș vrea să vorbim puțin despre cuplurile din casă. Ok. O să revin imediat cu întrebări, dar aș vrea să știu cum se pare că sunt lucrurile acum, în emisiune. Păi, puțin așa, nici nu știu cum să zic. Cupluri nu prea mai sunt. Na. Agitație puțin așa, certuri. S-au schimbat un pic lucrurile de când ai plecat tu. Exact. Da, au venit și concurenți noi. Da. Laurențiu, cu care tu ai avut o conexiune, este acum într-o relație cu Lorena. Da. Dar se întâmplă ceva între ba vrea Laurențiu, ba nu vrea, ba că se simte bine, ba că nu se simte bine. Crezi că relația lor ar putea fi o relație serioasă? Măi, nu știu sincer ce să spun. Fizic se potrivesc, îmi place cum le stă împreună. Eu m-am înțeles foarte bine și cu Lorena în casă și de asta mi-aș dori ce-i mai bine pentru ea. Adică dacă ea s-a atașat de el și îl place, sper să fie bine și de ce nu ceva serios și în afară. Ai simțit cumva că Lorena îl plăcea pe Laurențiu atunci când erai și tu în casă? Nu neapărat. Nu pot să zic că am simțit lucrul ăsta, nu. Dar Laurențiu pe Lorena? El a spus de multe ori că seamănă și cu fosta lui iubită, că este atras de ea, dar era partea aceea cu Marinel, care nu convenea. Da. În schimb, uite, Cosmin, băiatul nou intrat, a intrat pentru Lorena. Iar fata cea nouă, Catinca, pentru Laurențiu. Wow! Laurențiu îl tot îndeamnă pe Cosmin să se îndrepte spre Lorena, deși el este iubitul ei. De ce crezi că face asta? Nu știu ce să zic sincer, dar poate vrea să vadă și din partea ei. Vrea să o testeze? Cum ar reacționa într-o situație de genul. Posibil, cine știe. Da. Și crezi că ar putea să fie ceva între Cosmin și Lorena? Nu cred. Din punctul meu de vedere, Lorena acum e axată strict pe Laurențiu, deci. Catinca și Cosmin s-au mișcat destul de repede și pare că s-au apropiat. S-a aprins ceva... Crezi că s-a aprins ceva între ei sau este prea devreme? Probabil atracția asta fizică și la ei. Cred că este prea devreme să
să se vorbească despre așa ceva, nici nu știu cum să-mi dau cu părerea pentru că nu prea i-am urmărit și... Na. Laurențiu este destul de direct și nu se ferește de nimic. Dar Lorena este foarte sensibilă, puțin introvertită, aș putea spune. Ți se pare că ei doi se potrivesc? Din ce am văzut eu la televizor, da, mi se pare că se completează chiar unul pe altul prin lucrul acesta. Eu zic că da. Uh-huh. Laurențiu a făcut o declarație mai nou, cum că s-ar fi îndrăgostit de Lorena. Crezi că sentimentele lui ar putea fi reale sau ce este de fapt acolo? Eu zic că da, Laurențiu s-a văzut până acum pe TV, este un băiat direct, spune lucrurilor pe nume, deci eu zic că da, de ce nu? Lorena are toate auturile până la urmă, frumoasă e, deșteaptă e. Voi ați fost prietene în casă? Da, ne-am înțeles foarte bine. Uh-huh. Crezi că Laurențiu mai simte ceva pentru Bianca? Sau Bianca pentru Laurențiu? Din partea lui Laurențiu, eu cred că n-a simțit niciodată ceva pentru Bianca. Așa cum am mai spus, m-am tot legat de atracția asta fizică. Da, s-a văzut că a fost între ei doi, dar atât. Nu cred că a simțit nimic mai mult față de ea și de Bianca nu știu ce să spun. Nu știu. Dar Bianca a avut sentimente față de el? Eu zic că l-a plăcut, e mult spus să aibă sentimente față de el, că până la urmă nu a fost nimic între ei doi, l-a plăcut și ea, a fost ceva acolo, dar nimic mai mult. La început, când s-au apropiat Laurențiu și Lorena, Bianca părea destul de geloasă și mereu avea câte ceva de comentat. Crezi că i-a fost greu să treacă peste ceea ce s-a întâmplat? Că au devenit un cuplu, i-a văzut sărutându-se... I-a fost greu să treacă peste aceste lucruri? Posibil, adică eu am crezut și când am ieșit că Bianca și-l dorea foarte mult pe Laurențiu și îți dai seama că poate anumite lucruri ce le-a văzut nu i-au convenit, dar până la urmă nu avea ce să facă nici ea dacă Laurențiu a ales așa, nu prea. Da, ea chiar a încercat să se apropie de Claudiu. Claudiu, băiatul printre băieții noi. Da. Vreau să mai vorbim și despre un alt cuplu care s-a despărțit destul de urât și vorbim despre Mihaela și Robert. Așa. Și au spus cuvinte destul de dure, au apărut niște dovezi. Nu știu dacă ai urmărit ce s-a întâmplat, dar au fost multe lucruri acolo. Am văzut. Ce părere ai despre cei doi? Bianca, ce părere să am? Eu mi-am dat cu părerea despre cei doi și în emisiune și am fost aspru criticată în online. Eu am mai vorbit și cu Mihaela la hotel. Din punctul meu de vedere, ea într-adevăr era îndrăgostită de el. Adică eu așa o vedeam, vorbeam non-stop de Robert, totul era numai Robert. În schimb, din partea lui n-am văzut lucrul ăsta. Eu nu spun că Robert e un băiat rău sau așa mai departe, dar ține foarte mult la emisiune. Pentru el contează foarte mult emisiunea, ci... În sine, nu neapărat scopul ei. Adică, din câte am văzut și acum, vorbea foarte mult de online în loc să vorbească despre relația dintre ei doi, ce ar putea să facă să fie mai bine și așa mai departe. Mențin părerea din casă, adică eu vedeam mult mai mult din partea ei. De curând, Mihaela a fost provocată să-l pupe pe Robert în 3 locuri. Iar ea a ales să-l pupe pe buze. Crezi că ea ar vrea să se împace cu el? N-am văzut partea asta, dar eu cred că da. Pentru că, repet, eu chiar am văzut-o pe ea îndrăgostită de el și e clar că are sentimente. Robert a spus că nu i-a plăcut pupicul Mihaelei. Crezi că a mințit?
Nu știu dacă a mințit, dar abia s-au despărțit, deja nu-i mai place pupicul, nu știu ce să zic. Dar a avut Robert sentimente în toată această perioadă sau un atașament față de Mihaela, din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere, poate acolo așa puțin a avut, că până la urmă e greu să te prefaci zi de zi că îți place de o persoană și să stai lângă ea, să o săruți să... și așa mai departe, dar nu cred că au fost atât de multe sentimente la mijloc din partea lui. Dar uite, Irina a intrat în casă pentru Robert. A încercat la început puțin, dar din moment ce Robert era într-o relație, ea s-a retras. Crezi că ar avea vreo șansă, Irina? Nu știu ce să zic. Nu mă refer acum neapărat din partea ei, cât mai mult din partea lui Robert. Din punctul meu de vedere, el gândește foarte mult la ce spun cei de acasă, având în vedere că mereu vorbește și despre susținătorii lui și așa mai departe. Na, nu cred că ar mai face ceva în casă dacă ar fi. Uh-huh. Au apărut niște înregistrări în care Robert spunea că se gândește destul de mult la Bianca. Marinela ar fi spus că Robert este îndrăgostit de Bianca. Tu consideri același lucru? Nu cred, sincer. Mereu au fost clinciurile astea între ei doi și erau duse la un mod foarte exagerat. De asta atint să nu cred. Dar cine știe? Poate ascundea foarte bine, n-avem de unde să știm. Adică era o vorbă, cine se tachinează se iubește. Da, e până la urmă. Vreau să mai vorbim despre un cuplu din casă, Radu și Cristina, care au încercat din nou să se apropie, nu le-a ieșit, am mai încercat un pic, nu le-a ieșit. Te așteptai? Da. Eu am spus și în casă atunci când Cristina a avut acel dans cu Alexandru că îi căuta mereu privirea lui Radu. Și mereu o întrebam, dar nu mai vrei nimic cu el, ceva împăcare? De asta nu înțeleg acum că și el a făcut pași spre ea, dar azi e bine, mâine nu e bine și tot așa. Deci, dacă erai în locul Cristinei, ai fi trecut peste ceea ce a făcut Radu? Și peste ceea ce a spus? Nu, dar Cristina nu este de judecat. Suntem persoane diferite, caractere diferite. Eu nu aș fi acceptat. Dar poate că au fost sentimente prea mari la mijloc și, na, fiind prima ei relație de genul, din câte știu eu, e normal până la urmă, dar nu o judec. Din contră, m-am susținut-o și în casă să facă ceea ce simte că asta contează cel mai mult, să fie ea împlinită, nu ce spun cei de acasă și așa mai departe. Da, așa este. Aici ai mare dreptate. Ambra, aș vrea să știu cu cine ai mai ținut legătura dintre foștii concurenți? Cu nimeni aproape. Am mai vorbit așa din când în când cu Aisa. Și cam atât. Mesaje de genul ce faci, am mai vorbit despre misiune, despre cum e ea, cum sunt eu. Uite, fost și toi colegi vor să facă o întâlnire acum în august. Ai fost și tu invitată? Vrei să mergi? Nu știu sincer despre ce întâlnire este vorba. Cred că sunt doar băieții. Nu știu sigur, nu mai știu exact cum a fost vorba, dar știu că va fi o întâlnire mai mare. Am înțeles. N-am auzit nimic până acum. Deci, nu știu. Dacă ar fi, de ce nu? Uh-huh. Nu prea cunosc foarte multe persoane, să zic așa, din foști concurenți, dar de ce nu? Păi uite, ca să-ți dau un exemplu, Ionuț, care a părăsit competiția și este acum împreună cu Larisa, se pare că se potrivesc? Vor rămâne împreună? Eu zic că da. S-a văzut și pe TV când a intrat Larisa în casă, faptul că Ionuț a avut sentimente toată perioada asta pentru ea,
nu pot să reacționezi așa dacă nu simți ceva pentru... Eu mă bucur foarte mult că s-au apropiat din nou și că formează un cuplu și sper să fie bine în continuare. Mm-hmm. Patrick și Nana s-au despărțit. Da, am văzut. La ei te așteptai? Mie mi-a plăcut foarte mult de ei, nu pot să zic că mă așteptam, dar în același timp, din câte am înțeles, vor lucruri diferite, ceea ce era normal, având în vedere diferența de vârstă. Deci, na. Da, dar cine crezi tu că ar merita să câștige sezonul 2 din Casa Iubirii? Cine îndeplinește scopul, așa cum am mai zis, momentan ar fi Lorena și Laurențiu. Vom vedea și pe viitor ce se va mai întâmpla, nu știu. Cu toate că tu ai avut o conexiune cu Laurențiu. Da, atracție fizică. Da, nu simți gelozie. Nu. Nu am de ce, timpul meu în casă a fost unul limitat, a fost scurt. În afară de atracție fizică, nu a fost nimic mai mult, deci n-aș avea de ce să fiu geloasă pe Lorena. Da, tu nu ai reușit să-ți găsești jumătatea în Casa Iubirii. Cum ar trebui să arate pentru tine bărbatul ideal? Așa cum am spus și în casă, nu știu, îmi plac bărbații înalți, neți, bine făcuți, de ce nu? Să mă atrag așa, și fizic, și psihic, na. Păi, înalt, brunet, Patrick? Patrick este un băiat frumos, am spus-o și în casă, că este frumos. Ți-ar plăcea să-l cunoști mai bine? Nu știu ce să zic, sincer, eu am respectat foarte mult în casă situația dintre el și Nona și nu m-am gândit niciodată la ceva mai mult. Da. Ambra, noi vrem să-ți urăm succes în continuare cu jobul, cu facultatea. Mulțumesc. Și să fii sănătoasă ca să le poți face pe toate. Te așteptăm la București. Mulțumesc la fel. Ai grijă de tine, o zi frumoasă. Mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit astăzi. Sper că v-a plăcut această ediție. Dacă v-a plăcut, lăsați-ne comentarii în secțiunea de jos. Vă doresc o zi minunată. La revedere!